Liniștiți-vă că nu sunteți dumneavoastră de vină. Deci pur și simplu i-au dat lacrimi. Vă poate confirma și domnul avocat Mateu, nu? Și ceilalți care au fost cu mine de vină. Nu vreau să pun în cârca nimănui această chestie, decât a acestui individ. Și a mea, pentru că mi-am permis să-l întreb, bă, tu ai tras un fel, prea era violent, prea era dement. Și am zis, bă, ăsta băiatul ăsta trebuie să aibă ceva. Văzându-i timpul tâmple, asta e imaginea care o am, m-am uitat, am ridicat capul puțin și am văzut tâmplele gri. Ca și ale mele. Și am zis, bă, ăsta e peste 40 de ani, atât am putut eu gândi în momentul ăla, zic, e clar că are ceva. Și l-am întrebat, păi, tu ai tras în 21 și în momentul ăla a plecat. Nu mi-am imaginat, eu am zis că a cedat, nu mi-am imaginat că se duce după bar. Mă rog, hai să nu-i zic bar, să-i zic pupitru ăla de la parchet. Așa, Iași, traiu, vine, mă așteaptă când mă întorc, îmi dă de la... Și îl ținea, deci după ce mi-a dat mie, ținea sus, așa, și la altă dată. Ăsta aduce sindrom Vietnam. Spune-mi dumneavoastră, domnul avocat. Din instituții și cu personal din ăsta netestat și nepregătit psihologic, ne aduce în situația în care orice particular nu trebuie să se duc. Eu am o concluzie. Am o concluzie după trei întâlniri în trei instituții spun importante, foarte importante chiar, președinție, CSM și parchet. În ultimele două săptămâni am întâlnit trei indivizi la toate aceste instituții care și spun ei, aici e surprinzător, deci șefii lor spun, domnul Marieș, nu vreau să ne strigăm. Nu putem să ne desolidarizăm de gestul pe care l-a făcut cei ăștia. Dar problema este următoarea, nu sunt ai noștri. Nu sunt ai noștri. E o altă unitate. Unitatea aceasta care asigură faza instanțelor și a parchetelor este în jandarmerie o unitate specială. Eu am o mare bănuială că această unitate specială a jandarmeriei care asigură ochiul și timpanul la intrarea în aceste instituții este serioasă. Sau are control serios. Am mare bănuială. Îmi asum afirmat. Iar oamenii care sunt acolo, 100%, o parte dintre ei sunt foști tovarăși care știu să facă meseria. Pentru că jandarmii, cei care vedem noi pe stradă, ăștia nu știu ei de focșii din patria noastră, știu de pat. Asta e de bătut cu păstavioare și așa mai departe. Minte multă, pare rău, dar nu. Nu și-au făcut scuze până la această oră niciuna din instituții, deși nu s-a promis. Doamna Chiori și mi-a trimis prin intermediul domnului Iacob. Domnul Iacob, prin intermediul domnului avocat Ionuț Matei, înainte să ajung aici, că nu retractează nimic din tot ce a spus, că și-a cerut scuze ieri, că este regretabil gestul, și că regretă gestul care s-a petrecut, că n-am avut nicio vină deoarece dânsa a văzut pe dispoziție la poartă ca să întreb cu aparat, ce s-a întâmplat, unde a defectat, de unde a apărut acest băiat, pentru că el nu era la punctul ăla, el era venit, cred că din spate, din ce spun băieții, și ca o premoniție vă spun cinstit. 45 de minute l-am așteptat pe șeful de grup. Deci a venit avocatul, mi-a zis, haide să urcăm că vă așteaptă. Du-te și spune, i-am spus, Hârtopan, domnul Gabi, dacă e aici, du-te, te rog frumos și întreabă să vină șeful de grup. Nu e aici. După alte 15 minute, du-te-mă și întreabă să vină șeful de grup. Iar nu e aici. Individul e cu tonera jucat. Cu tonera jucat. Deci, nu știu, cineva știa și numărul de mască e. M-am uitat, nu se mai vede. Și o să găsim, să vină dosarul de la pe camerele de supraveghere de la intrare. Nu suntem noi polițiști, are cine să facă chestia asta, că chiar polițiști pentru... N-am ajuns în cărțara. Și acel om era plecat acasă, deci își luase pauză de la el, putere oră. Că tocmai ca să-i evit, că știam, se duce, vorbește, vine, ne ia, ne duce, unde avem, merg, venim înapoi și... Drept dovadă, ăla era plecat să mănânce, sau dracu știe ce oameni, mi-a zis, a fost asta, m-am dus și o oră, dar așa mi-a zis până acum. Și s-a întâmplat toată porcăria care s-a întâmplat. Acum, un mesaj pentru ei, pentru acești tovarăși bătrâni și obosiți de securiști și comuniști care încă mai practică și încă au asemenea apucături,
Mă refer și la cei de la Maie care au făcut diversiuni săptămâna asta, mă refer și la cei de la Jandarmerie care s-au făcut. O să vă spun ceva. Cred că spray-ul de el era formos. Nu. Acum să vă spun de ce. După 40 de zile eram purtător ilegal de buletin. Buletinul era agropat după 40 de zile. Acum glumesc eu pe seama mea. Drept pentru care buletinul a plecat fără buletin de la față. Și buletinul mi-a ajuns astăzi noapte, cu un plic de asta, acum mi-a ajuns portarul, l-am cerut, pe la 11 ceva mă sună pacientă, zice, băi, e un plic la poartă. A apărut buletinul, l-am întrebat pe portar, nu l-a găsit, la jumătate de metru, de ușa poartă. Și l-am cerut? L-am cerut, deja le-am promis că nu fac niciun tamtam. Că nu. Și mă întreb retoric. Oare nu trebuia să ajung la ce domeniu? Ăsta o fi fost mobilul pentru care s-a întâmplat și s-a întâmplat, că nu mai înțeleg nimic. Cristi Pasulchea zicea aseară, pe la 11 sau pe la Cristulea, zice, băi, cred că e buletin, că am pus eu buletinul meu. El a auzit și el povestea și a pus buletinul, zice, băi, cum mă țin eu mână, zic că e buletinul. Despăl, mă, nu mai ține tensiune, le rupe plicul și vezi ce e, dă-l mai. Și mi-au ajuns, e bine că ajuns. Deci aveau, erau în legitimă apărare băieții și puteau să-mi ia, ca să zic așa, în ghilimele. Vorba lui Puiu Călinescu, l-a întrebat cineva săracul acolo 20 și ceva de ani, tot un plutonier de ăsta. Alo, alo, buletinul. Zice, lasă-mă, mă, că buletinul e agropat. Așa zic și eu acum. Buletinul e agropat după 40 de zile și nu le-au reținut băieții. Dar, având în vedere că după o sticlă de aia de glucoză, și după aseară două guri de oțet, am băut două guri de oțet. Nu cred că am încălcat legea de foame, dar am mirosit oțetul când l-am mirosit ca să scap de porcăria aia inhalată. Și am zis, băi, asta e puțin, de asta e și puțin oțet, că n-are ce să zice. Vă dați seama că am luat două gurițe, că nu risc că flora de la stomac să bagă aceea. Dar am luat, mi-a revenit și am mai luat un azi de dimineață, cum vă spun, la 8 jumate. Așa, eu le spun să fie cu minței, să aibă răbdare pentru că prea le-are mirosit a mort la acești tovarăși de 70 de ani poporul român. Și s-ar putea ca să se trezească de data asta, eu am credința că se trezește de data asta, și în fața adevărului, eu le zic să o lase ușurel mai moale, pentru că e criză economică, înțeleg. Nu înțeleg de ce fac crize de esterical ei acum. Și de nevoie. Domnul, domnul.